Ministrul Sănătății Alexandru Rafila a spus că în cazul celor 3 cazuri de variola maimuței diagnosticate până în prezent în România, a fost vorba despre un comportament la risc. El a afirmat, referindu-se la această infecție, că recomandarea este să fie evitate relațiile întâmplătoare cu persoane necunoscute, precizând că această boală este transmisă până în prezent mai degrabă pe cale sexuală. Conform site-ului mesajul.ro, Rafila a fost întrebat miercuri într-o conferință de presă despre variola maimuței, dacă bărbații sunt mai sensibili, având în vedere că până în prezent cele 3 cazuri diagnosticate în România sunt la bărbați. Nu este vorba despre o sensibilitate, este vorba mai degrabă despre un comportament la risc. Comportamentul la risc poate să fie deopotrivă înregistrat și la bărbați și la femei. Problema este legată de un contact apropiat cu o persoană infectată. Lucrul ăsta se poate întâmpla oricui dacă nu își ia niște măsuri de precauție și recomandarea este, cel puțin din punct de vedere al relațiilor intime, să se evite relațiile întâmplătoare cu persoane necunoscute și dacă există o expunere în sensul contactului cu o persoană care prezintă leziuni, atunci sigur că este bine persoana respectivă să se adreseze unui serviciu de boli infecțioase. A explicat Rafila, relatează știrpesurse.ro. El a mai fost întrebat dacă există o legătură între cele 3 persoane diagnosticate cu variola maimuței. Nu aș vrea să fac astfel de speculații cât timp noi nu avem niciun fel de informație în acest sens. Există anchete epidemiologice în desfășurare, dar pentru că aceste anchete se bazează pe declarațiile persoanelor infectate, viteza lor de finalizare a acestor anchete câteodată nu este foarte mare. Este dreptul fiecărei persoane în ceea ce privește viața personală, atât timp cât acest lucru nu afectează sănătatea altora, a menționat Rafila. Acesta a mai spus că nu orice boală eruptivă este variola maimuței. Există multe boli eruptive, nu trebuie să credem că orice boală eruptivă înseamnă acest tip de variolă. De exemplu, varicela apare și la persoane adulte. Există o formă care apare localizat, se numește zona zoster și precizarea de diagnostic este foarte importantă. Readuceți-vă aminte că primele cazuri suspecte au avut până la urmă varicelă și nu era vorba despre variola maimuței. Se caută acum un alt nume care să fie mai rezonabil de către Organizația Mondială a Sănătății, a transmis ministrul Sănătății. Ministrul a mai fost întrebat dacă vor fi sancționați cei diagnosticați cu variola maimuței care refuză să spună cu cine au intrat în contact. Este o întrebare delicată, trebuie judecat de la caz la caz, în măsură în care timpul dovedește că nu apar cazuri noi în legătură cu acea persoană care a refuzat, de exemplu, să facă orice fel de declarație, în mod evident nu ai niciun fel de motiv să consideri că ar trebui să fie în vreun fel sancționat. Dacă însă apar cazuri secundare și se favorizează transmiterea unei boli infecțioase, știți bine că există o legislație în acest domeniu, a adăugat Rafila. Întrebată dacă în afară de folosirea măștii recomandă și folosirea prezervativului, Rafila a răspuns: întotdeauna dacă discutăm de o boală cu transmitere sexuală, prezervativul este o metodă de prevenire care nu este infailibilă. Știți că singura metodă de acest fel este abstinența. Așa scrie în literatura de specialitate, dar evident folosirea prezervativului, folosirea corectă a prezervativului, este o metodă de a scădea foarte mult riscul de transmitere a infecțiilor cu transmitere sexuală și se dovedește că această boală este până în momentul de față transmisă mai degrabă pe cale sexuală. 3 bărbați au fost diagnosticați până acum în România cu variola maimuței. Medicii români au diagnosticat miercuri încă un bărbat cu variola maimuței. Este al 3-lea caz înregistrat în țara noastră. Primul caz de variola maimuței a fost diagnosticat luni, relatează mesajul.ro.